sau politic sau atac la persoană, vă rog. Doamna președintă, dacă îmi permiteți... Doamna, nu, vă rog eu care... Doamna președintă, dumneavoastră, atâta timp cât am o intervenție pe procedură, cred că am tot dreptul să vorbesc atâta timp cât sincer. Am venit la o dezbatere în care să-l ascult pe domnul ministru și vă ascult pe dumneavoastră. Din două ore ați vorbit o oră și 30 de minute și au mai fost colegii care au pus întrebări chiar interesante și chiar pertinente. Aș fi dorit să ascult întrebările. Nu s-a terminat audierea, doamna ministru, vă asigur că dacă ați cunoaște programul, că vă că inventați, că n-am n-o voie să vorbească nu știu cine sau nu are voie să vorbească în comisie, dar ce nu știți, vă rog să spuneți ce inventați. Dar nu știți, vă rog frumos, intru în dialog. Păi nu, dar îmi permiteți să vorbesc. Dacă nu știți, începe programul de plen în 5 minute. Prin urmare, domnule ministru, vă rog să mă scuzați și să vă rog, dacă se poate, să-mi răspundeți în scris. Permiteți-mi să mă retrag. Vă mulțumesc din suflet și eu îmi cer scuze pentru această atmosferă. Doamna Anastase, nu... Vreau să vă spun că...